Avem imagini de ultimă oră, acum recuperatorul din dosarul mormanului de bani pentru fratele președintele Traian Băsescu, cel care a vandalizat gardul vilei din care va fi evacuat fostul președinte Traian Băsescu, acum a scris ceva și pe gardul Palatului Cotroceni. Este vorba de fostul deputat PNL Marian Căpățână, condamnat în dosarul șpăgii de la Bercea Mondial. Corina Matlinski vine cu mai multe informații despre acest gest. Corina, bună ziua! Ce a scris și ce a pățit după ce a scris pe gardul administrației prezidențiale? Da, este un mesaj, Mihaela, pe care l-a lăsat pe gardul Palatului Cotroceni. A fost surprins, așa cum vedeți în imagini din trafic, în momentul în care intra înapoi în mașină. Urmează ca jandarmii de acolo, de la Cotroceni, să sesizeze inclusiv poliția și el va fi identificat în mod oficial și cel mai probabil se va alege din nou, Mihaela, cu un dosar penal pentru distrugere, pentru că vorbim despre o clădire de patrimoniu. Vă reamintesc că a făcut același lucru și în urmă cu 10 zile, a mers și a lăsat un mesaj pe gardul fostei vile a lui Traian Băsescu din strada Gogol. Acolo i-a spus să își achite datoriile. Polițiștii au venit și au deschis deja un dosar penal pentru distrugere. Marian Căpățână urmează să fie audiat și în acel dosar. La vila din Gogol, imediat cei de la RAPPS au mers și au vopsit acel gard. Cel mai probabil, după ce polițiștii vor ajunge și aici la Cotroceni și vor face probe, vor lua amprente, din nou cei de la RAPPS vor merge pentru a șterge acest mesaj. Vorbim despre Marian Căpățână, cel care ar fi intermediat acea mită din dosarul fratelui fostului președinte Traian Băsescu și anunța încă de pe atunci că o să mai meargă să facă graffiti, așa spunea el, să învețe să facă graffiti pe gardurile diverselor instituții ale statului pentru a lăsa astfel de mesaje.